Noi vrem să aflăm ceva. Deci acum noi suntem la Mălin sau Suha, și cum îi spunem? Suha. Suha. Mălin, e comună Mălin, da. În Băliani. Cum vă numiți dumneavoastră? Eu mă copie Trandafira. Trandafira. Da. În ce an sunteți născută? În 29. În 1929. Da. Așa. Sunt 88 de ani. Soțul a murit? O, a murit, are 16 ani. N-a murit, da. Mie oare 38 nu murit. Da. De ce, ce știți dumneavoastră despre Sfântul Glicherie? Știți ceva? În pădure și l-am găsit duminică. Ce să știm, doar noi, el ne-a cununat, el ne spovedia. Sfântul Glicherie. Sfântul, el era. Dar unde vă duceați? La Slătioară, acolo. Mergeați peste deal pe aici? Peste deal, da. Da, da. Da, am avut casă de rugăciune aici la... O, două, trei căsme la deal și vinea tot el, că nu era preot. Câteodată. Și pe urmă, când a început și-a făcut acolo, era acolo la Șocan de Vale, dacă știți. Tot lăsați la mănăstire. Acum sunt, dar eu nu, am venit după ce am trecut la pensie. După aceea ai trecut la pensie, da. Da. Și apoi ne duceam acolo, era casă de rugăciuni, și apoi pe deal pe urmă a făcut chilii, și apoi început pe urmă pașinii anua noi ne-am cumnat într-o chilie, pe Sfântul Glicher ne-am cumnat. Și pe urmă a făcut biserica, după și oamenii ăla lucru, acolo. Cum vă aduceți aminte de el? Cum era el? Era foarte om bun, deosebit de alță. Blând așa la vorbă și om harnic. Ce să mai zici? Nu mai pot să mai zic. Noi, el, mai puțin. Noi am vrea să știm ceva, vedeți că a tineretul ăsta și oamenii din ziua de azi își pune problema și întreabă de ce este el sfânt, ce minuni au făcut și din viața lui. E cam puțini oameni găsim care l-au cunoscut. Și de asta am venit la dumneavoastră, am vrea să ne spuneți cum l-ați cunoscut ca preot. Cât se ia pugar, eu țin minte cu omul, eu am fost odată două stămâni, stămână două. Nu a venit la lucru, lucra la Părău Malaiu. Și de acolo venea acasă, e până acolo 2 km, cred că, sau 3. Da. Și apoi venea acasă, eu pregătea mâncare, mâncați, o dineau leacă și lua soporul pe mână, furt, așa, Slătioara. Că venea armata să-l iei. Și nu mai era preot, să-i luase. Deci să-l ia pe Sfântul Glicherie? Pe zânsul. Vrea să-l iei armata, pe nevești faci. Erau ținut oameni ședință, ne-am dus la biserică, îl lua pe barbați. Și-a făcut ședință și veniți, mă rog, și m-a păzit, dacă nu m-a mai iubit. Că așa ni s-a spus, avea, trimea tia de pe la București, că erau oameni tot vechi. Aha, ca îi spunea. Și îi anunța pe Sfântul Glicherie. Aha. Și-a zis, dacă vreți să mă aveți, veniți să mă păziți. Ca să am oameni, să vadă că avem oameni care ne păzesc pe noi. Da. Și-a păsut ușa de aici la noi, că nu erau atunci mulți pe vechi, 20 bărbați care erau și tineri, dar tinerii nu se duceau. Și se ducea câte 20 de bărbați, noaptea în fiecă pânge și ei o respins pe și ea. Că vineau până în râșca, vine armată. Armată, da? Și de acolo trimitea unul înainte. Să vadă dacă-i păziți. Să vadă care și ei. Și ei vedeau. Ei era până în poarta mănăstirii și vedea tăzi. Se ducea și le spunea, că o fugi, că ți-o fac, păzesc, că o mai și căuta. Aha. Că dacă ți ducea și ea te bat, acolo e revoluție. Nu poți să tragă cu armele acolo. Da, da. Oamenii aveau furci și topoare acolo și stăteau? Furci și topoare, te lua de acasă. Te lua de acasă, că acolo de unde avea să-l ia atâta. Da, da. Te lua de acasă și sta acolo. Vine și din Slătioarele oameni, din Păseni. Din Panamă, și am uiunea și mai venit, că era mulți acolo. Aha. Și vine și tot vedea așa, și apoi eu răspuns, mă, de o vreme nu mai venit. Aha. Și altceva, și să mai știu mult de el, el a făcut serviciu cu odată, era la mănăstire, ne-a povestit el nouă. Înșefea mănăstirea să facă și calca lut acolo. Și-a venit tot de aici așa. Și-a zis, spune stăpânul a mănăstirii ăștia, aici. Zice, uite aici, unde aici? Uite ăsta, el era mai scurtuc așa, da? Așa se iau. Muncea, era îmbrăcat ca ceilalți. Ca ceilalți la piele. Da. Și-a zis, așa, și eu a zis, uite ăsta. El era mai micuț, slăbuț cum era el, da. Calcaluț acolo. Da. Calcaluț și el, cucioarele era în urmă. Da. Cum? Dumneata ești stăpânul bisericii ăștia, da, zice așa, zic că ăștia, dar eu nu sunt așa.
Има пакарьоза. Era smerit? Strașnic. Nu, rar așa. Da. Nu era om pudul, știi? Da, da. Ca să dea-i mare. Da. Și apoi, cum, dar de ce te-au pus aici? Dacă dumneata ăștia, cum, așa te lasă să calci lut, ai ajuns zilele astea, dar nu, că-ți la fel cu dârși, nu-i mușenă un loc. A pus o nerată și ea, s-o lăsat de vorba acolo, mâși până s-a dus înapoi. L-a lăsat în pace. L-a lăsat în pace, că l-a văzut, a, păi zice, dar nu e așa cum am auzit noi. Ăștia au mințit. Au părit. Da, au părit și l-au mințit. Au părit și zice, așa la strânge lumea, mințea și face așa, face încolo. Da, da. Ea, vinitul nostru. Aha, vinitul popilor pe nou. Da, ăștia pe nou. Că doar era în scol mare, era așa doi oameni pe vieți, unde era casa de rugăciuni. Avea toacă acolo, nici ea vinea câteodată Sfântul Glicie, așa ieșea la oameni ca să țâie, să-i întărească. Da. Și apoi zicea, uite cum, râdeau ăștia de pe nou, strași, eu pun râpea și ieși, eu dus la pușcării. L-a dus pe ghetul omul și ala era să meargă mără în pușcărie. Când făcea treabă sărbătoare pe nou, păi îl purea cearșinul lui și-l lua și-l vine și-l închidea. Că lucrează în sărbătoarele... Pe nou. Da. Că, dar eu sunt pe vieți, păi voi. E pe vieți la arest. Nu, să nu ții pe vieți. Și auzea pe timpul și ala, cum acolo la Mohanița, că eram. Au fost 500 de căruți atunci și au venit și... A venit armata și l-a găsit și l-a luat și l-a dus și l-a bățit și l-a închis. Vai de mine, dar cred că spune și în carte. Scrie și în carte, da. Scrie în carte. Dar e bine să spune și dumneavoastră ce ați auzit, știi? Știu de pe timpul și alea de atunci. Da, că mai puțin sunt care știu acum, da. Da, da, așa. Deci, dar cum ați auzit atunci? Păi da, că nici ea la biserică tot se spunea acolo. Era da. Un mare călugăr care își neștiința. Și ce spunea? Spunea de el cum l-a luat de acolo, cum... Și l-a dus și l-a închis și zicea că nu mai vine, gata, moare, vai de mine, oameni pe rugat, dar știi și credința era între oameni atunci? Da. Noi, nu că am om, e răutate multă în lumea asta. Da. Tăți s-au răit. Atunci doar noi de ce am făcut biserica aici, că era unire între oameni. A fost unire între oameni și de-am noi îmbătrâneam copiii, dacă părinții nu se duc la mănăstire, pe urmă pierdeam... credința azi pe vieță stângea. Când nu avea să mai meargă pe deal și au stâns oameni, au făcut ședință aici, hai să facem biserică, că nu pierdem credința pe vieță, nu mai rămâne. Copiii noștri, pe unul nu ne ascultă, nu se mai duc la mănăstiri și am făcut mai. Și dacă a murit părintele Mlichel, noi ne-a murit un copil și a fost unul bun, când mort au murit oamenii și bătrâni toți. Yeah. Mai este unul aici. Din 90 de ani, un Alexandru Mureanu. Și l-am s-a murit ăsta. Și ăștia pe care scoieții, nu știu așa. Nu știu, da. N-am cum să știi. Nu, e că am prins mai, cât mai ține o minte așa. Mulți îmi spunea, dar am uitat, mulți... Tot știam, niceam fiecare duminică la biserică, în fiecare noi nu lipseam deloc. Și când am mai aveam copii, luam unul, se cheamă acasă, unul era la biserică, de una, acolo. Și așa cum vă spun, atunci au păzit 200 mâși, mări eu, nu a mai venit armata, au zis, nu te-ai dus acolo, că-i revoluție. Nu, cu oamenii sari și n-ai și le pași. Și apoi nu a mai venit pașii. Pașii că l-au făcut pe preasfințitul, pe Sfântul Glicier Arhiereu, pe urmă l-au trimis la mănăstire și nu a mai venit salmăia, dacă veneau oamenii săriau, dar nu era cu ea, n-am mărut, oamenii era așa de... Atașa din mănăstire, voi de mine. Nu era ca să ne-l păzați. Și altceva, nu știu altceva, decât a fost tare om credincios și cum hotărea, așa se făcea. Mai rar, nu mai se întâmplă. Ascultau oamenii, ascultau el? Au tare ascultau oameni, ascultau și el învăța frumos. Da. Rămăsați pe un rând, era numai el era. Că sunt oameni buni, uite și vă spovedesc, de trei ori ne-am împărtășit, dacă și bine și-am făcut noi, numai cum o lipta așa mare. Mi-a învățat, ziceți, după mine, așa, când zic și el, am păcat, zicem, așa am făcut, așa am făcut. Și la urmă, care astea și mai mult, care astea mai mari, și numai și care aveți
acate strigătoare la cer. Veniți. Așa ea veniți că zic, nu mă mai pot în ea chept înainte la atâta lume, că-s numai unul. Da? Să-i mărturisească pe atâția. Da, să mărturisesc pe atâția când vă pot mărturise. Da, da. Vă dau, vă gospodin, vă iert, veniți, care aveți păcate strigătoare de la cer de moarte și ea veniți câte unul. Separat. Separat și îmi spuneți păcatul și ala. Da. Nu altfel, ca să pot să trec cu toată lumea. Da. Să îi împac pe toată lumea. Da. Da, așa. Și apoi eu... Aici au avut o casă, spune, de... Da, o casă de rugăciuni. Rugăciuni, da. Da, aici avea și mine o casă de rugăciuni. Dar de ce era casă de rugăciuni? Nu era biserică, nu? Nu era biserică, aici era biserica prin ori și oamenii zicea la biserica prin ori. Și când vinea la casa de rugăciuni, nu-l urmărea? Nu, nu-l urmărit om, ca pe urmă, când nu știu să-l urmăreați, nu a mai venit. Și-au făcut la Șocan de Vali, unii iasă o casă de la mănăstire, zic, ori mă iasă casă. La Slătioară? Nu știu. La Slătioară. Mi se pare că... Ori a sărcat-o? Nu a sărcat-o. Acolo numai de la, cum e, bisericesc acolo. În Vale, știu, da. Acolo drept de Vale. Aha. La Beșeu, acolo drept de Vale, iasă o casă. Aha. Și acolo mai pot la... La casă de rugăciune. Până să se facă mănăstirea. Până să se facă mănăstirea. Și apoi făcută de altelii și apoi când ne-am culunat noi în 48, într-o chilie ne-am culunat, că mănăstirea atunci au început, era pus chimilia roată și să zidească. Nu se minte, cu iculem, cărămide, nu știu așa. Dar de la părinții dumneavoastră ce știți? Părinții ei... Când au fost aici, eu am fost înfiat aici, a ei părinții au fost prin 8. Și eu am fost înfiat aici, aici o să luăm prin vederea, cât prin 8, cât pe vieci. Și apoi noi i-am dat pe vieci, noi i-am dat, aici tineri. Cum omul, eu fost din păsări, fost pe vieci. Eu ascultam de aici doi bătrâni cu casa de rugăciuni, tare povesteau despre lege și am văzut că asta am considerat, am judecat eu, asta e dreaptă, așa nu e dreaptă. Și pentru ce se țin așa? Am ascultat și am stat aici de la frate și asta am avut. Și asta am fost 15-9 și 8 vieți. Nu eu țineam în ședință cu ei, spuneam că da, tu că ești proastă, zicea. Nu nu cunoști așa. Trebuie să merg după apă, dar merg pe drumul larg acolo, unde se duc cu tăți. Așa că a duci la rai, cararea strântă și cu nacazări. Așa e, băi. Da. Așa, așa, păi. Aiștia părinți, până nu s-au dat și ei după noi și o sună cu pivieni, numai prin ea popa, prin ea popa prin nou, la Crăciuș, punea și alt pivieni. Apoi noi ne-am hotărât, am fost judat, ne-am culunat acolo, un fost el pivieni, eu m-am dat șansă, așa e bun, n-am mai ieșit, gata, așa ținem. Și apoi o sună și după noi, că omul e om cu ea poartă, ca să nu vii popa prin nou. Și nu a venit odată, văzut că n-ar prinim, că nu o mai iau. Gata, s-a lăsat o cunoscut care-i treaba. Dar ați prins când era post pe stilul vechi și ceilalți pe nou aveau câșlegi ca să vă controleze în oală? Nu, n-am prins. Noi, părintele, omul eu, al unui micuță, el a prins, el, și omul i-a prins. Vă spunea el? Da, ne-a cum? Spus. Cum zicea? A zis că vineau la Crăciun și eu... Că iau Crăciunul mai înainte ca noi. Da. Da. Și vinea la Crăciunul lor și zicea, ce-ați mâncat? Am mâncat lapte, carne, mințeau. Da, mângea blidele cu lapte. Așa, ca să creadă că o mâncați. Că să creadă că o mâncat. Și așa făcea tu la noi. Dar de ce le mângea? Ca să vadă ei, că doar e gata blidele, să vadă de ce. Și dacă zicea că o mâncat de fost, ce le făcea? Se cutaie. E mâncare de fruct. Da, și așa i-a pus, n-ați mâncat, nepăcăriți, și o să-i punea și mâncat de fruct. Și Sfântul Grigore zice, nu are nici ați mâncat, dar pe urmă ați postit. Și am luat o limbă, două când mi-a pusit, dar pe urmă nu am. Dar cine erau ăștia care făceau? De la poliție. Poliția venea, popa trimitea, pop ce-o fost de genul. Popi pe nou? Da, pop de pe nou, dar cine? A murit un om pe vieți, cine a murit? Și a venit priul de la mănătirii. Și au dus miliția, după ce l-au îngropat, l-au arestat. Cum? După ce l-au îngropat omul și ala pe vieți, l-au arestat pe omul. I-au luat pe preot pe amândoi și i-au dus la pușcărie și dietul preot ce-ala acolo a murit și ala lui
care a strat, părintele care a strat, care e la mână, e biserica la Brești. Aha. E acolo, e pe locul lui biserica, așa la tot așa o mânisat. Istrat. Atunci era de acolo și l-am văzut cum îl bătea pe drum. Și după aceea, nu, pobrele și-o împăcheu de-a noastră. Nic de 2 ani. Ce-am făcut? Ne-am dus la mănăstire, s-a dus omul meu și se întreb, părinte, și pe așa, muica ne-a murit gata. A fost bolnav și ne-a murit și pe ce mamă, cum îl îngropă? Zice, nu aduceți popa pe loc, deloc. Aduceți așa... Cine v-a spus? Sfântul Gricheri. Sfântul Gricheri. Că el nu mai era. Nu, da. Zice, îl îngropați fără preot. Vă aduceți la casa de rugăciuni, că erau luați prapuri, că aveam acolo prapuri. Procesie. Prosesele. Cruci și trebuie și luați așa și cu oamenii faceți. Oamenii noștri pe vieți nu au vrut să meargă. Numai am găsit vreo 4-5 gospodari cu femei și așa eu mărs. Și nu au vrut. O sărit, o zis și, vă treziți voi cu capul, aici cea noștri pe vieți. Da. Și o zis că îmi faceți de rușine, îți duci fără popă și ei. Ne-am sfătuit, Grigori și Ioan era unul pe vieți. Și băi, Dimitiță, las că mă duc eu la popa în bănea și luăm de acolo, pe ce mă arpele. Luăm de acolo. Și am dus prosesele înapoi la casa de rugăciuni și pe urmă s-a dus el la popa în bănea cu bicicleta și a spus că a murit un băiatul lui Micit Macovil. Și vrem să-l îngropăm, mai așa, la biserică, da? Am venit să mă șer dacă dați uniatele. Ca să le zic că da, dar când îl îngropă? În putare zi. Și da, bine. Omul a venit, a luat uniatele de acolo, le-am adus. Vrei cu preotul, a venit preotul în ziua așa care am spus noi. Nu i-am făcut, noi am pregătit tot. Și trebuia parastasă, de dat de pomană. Atunci nu se dădea așa mult pe acasă. Oamenii au venit mulți, la un copil acolo. O, dar popa de băut acolo, aveam cozonac și... Popa era pe nou? Popa pe nou. L-am adus, n-am văzut ascultare. Și am pus Nica la biserică, năsălie nu m-a dus, fără năsălie, că era, l-a dus o femeie în brațe, copilul așa. Și n-am dus Nica nici colași, și Nica n-a dat la popă. Și când l-a băgat în biserică, o știți o leacă, pe urmă i-am la mormânt, l-am îngropat, popa s-a dus în biserică, o așteptat nici el și noi, nu ne-am mai dus. Am venit acasă. Am venit acasă cu oamenii și care au fost cu noi pe vieți. Am luat tot ce am avut de prăhot și la slăgioară. Păi și război în urma noastră. Păi un război și pe noi. Ce? Părinte, du-te la poliție și la pușcării cu ei. Așa. Dar și au să dau e mari și te pun să le îngroți copilul și nu-i dă nica? O sări la mine, îmi spuneam, eu eram așa de fricoasă, zic, i-am un rămân cu ăștia la doi copii, avea și Micița duce la locul, eu mă ia la pușcării și fac cu copiii ăștia. Bă, că te duci tu la pușcării? Dar zic că aici popa vostru, de ce nu o lăsați vii popii noștri, preoții noștri, ha? Da. Și-au luat, au venit la burcă și-au îngropat unul la Troșanu, tot Nica nostru. Așa la nouă bucata mine, la când au îngropat al burcă, popa Iordăchescu și cu dascălul, pe l-am văzut, trecea la bani, că avea o fată, trecea răgâțând pe lângă graș. Era o șudă, s-a dus și-a părit, a dus poliția, a stat în biserică, când a venit copilul și-a trecut la groapă, că dacă vin preoți pe bine, nu ce bagi în biserică, îi scață în biserica lor. Nu ce las, da. Da, cu ucicieni. S-a dus la mormânt. Când s-a dus la mormânt, a venit poliția și eu am spăcat. Uai! Și eu luat și-a dus bătând până la măline. La măline am auzut, ne-a spus oameni. S-o suie pe masă și juca cu hainele preotului. Și ghetul preotul și-a nu am uitat cum îi zice și la 2 ani a murit în pușcărie. Ăla pe vechi era care s-a dus. Pe vechi, da, murit în pușcărie. Și de aceea Sfântul Gricheri nu vă dau, că eu ne-o cara la pușcărie, te și nu vă dau. Păi ce să știți? Când nu și știți, fără preot, aduceți așa. Fără preot, ești așa în orice să zici, și vă trăgeți voi cu cap, n-am mai dus nimic, dar și... Dar și te domnule, ziceau oamenii, aveam nașul nostru care ne-a cumnat și nu le-a dat și... Vreau tu să acolo, el nu știe, dar noi trăim cu oameni în sat. Mi-am tăcut și am ascultat cum o zic, tăcut și l-am dus la biserică așa cu popa pe locul, nu i-am plătit,
M-am împlătit așa la groapă, așa care o tras clopțul, că și-a mușit. I-am dat bani la popanica. Pentru că deși nu ne-o... Nu lăsat pe nu lăsat, deși o dus priotul și la pușcării. Da. Bate joc de noi, lasă, dacă vrea așa, așa pășendem. Așa am zis către oameni. Am intrat acasă cu oameni și așa pe Nevada, aveam carare și direct peste, pe la Cireș, o poiană, pe acolo și la Slăgioan. Când ajungem, părintele s-a... Sfântul Grițiar ieșea din grădină, cu poala pusă în bruc, plăjit. Ei, ne-o cunosc când ne ducea la el. Ei, și-ați făcut. Am un glopaș, cum l-a dus la glopă? Cu popa pe nou. Hai, vezi, nu m-ați ascultat și v-am spus, eu să nu mă aducem. Părinte, nu vreau oameni, așa și pe nou, pe vieța noastră, pe împășcrit. Dar zic, uite, și-am pățit, am un zic, îți neagră, de scârbă, mă chem tremur, de toți când ne duci la pușcării, părinte. O să geamă unii la pușcării, las că vieți voi și pățit, răcnea oameni și pe nou la mine. Vieți voi și pățit, tot am un popazul și era poliția la Pana Mărlui și la biserică, încă un kilometru era poliția atunci. Nu era la Mălin. Era și la Mălin, dar era și aici. Cu zis că deși nu i-am plătit la popă și nu i-am dat colac și nici nu am băgat în seamă. Deloc. Și ne-a dus copilul la glob. Eu le-am spus, dar ce nu a lăsat Vienuș? Când au venit la cel obățul ăla la pușcării. A să îngroap el fără bani, nu-i dă nimic nică. Dacă îl vrea să îngroap, să îngroap, să nu iei nică. Fac treabă, nu iei nică. Apoi Sfântul Grițier a zis, da, uite, e o treabă și asta, nu e rău așa, dacă ar faceți oamenii, nu suniți, părintea în față, nu suniți. Și așa ne-au îngarmat pe noi, zic, suntem, o trăjeți din toate părțile. Și așa nu să ne păștrea și pe nouă zicea că ne duci la pușcării. Nu, fraților, să nu te teme, toată, nu te teme, că nu te duci nici la pușcării. Pentru că ei n-au voie să iaie, îi splătiți de stat, ne-a spus. Stai cum îi ducea ca și nu ai nicio frică. Îi îți plătiți de stat și trebuie să facă treabă la creștini, care vrea îi plătește, care nu vrea nu îi plătește. Și e bun așa cum ați făcut, deci e bun așa, nu? Altul era un priot acolo, zis așa la... Nu vă pot să zici... Și duci acasă, faci un culac și duci cu panașide. La biserică și dă-i acolo și-a bă, aia, ce-ți o îngropați, sunt cu treabă. Dar zic că e cum o lua pe-a noastră. A noastră cum i-a luat și-a dus și-a bătut și-a murit în pușcării. Am el să ne încinăm, băi nu, eu la biserica pe nou nu mă duc. Și gata, zic, cum nu mai vin. Băi, așa l-ai preasfințitul Vlase și Sfântul Grițiar, așa l-ai omul eu care se rută acolo. Aha. Da. Și așa s-au petrecut. Și zice, și fără plică, duceți-vă acasă, mi-au făcut provod acolo și a trebuit și nu m-am mai dus la biserică pe nou. Trimiteam un copil și ducea cu lumânare, nu m-am mai dus nici la mormânt și atâta o scârbă aveam. Zic, uite, nu i-am plătit, nu i-am plătit. Eu pe urmă și-am pățit o murit tata aici, care era adoptie. Am ușit zonă. Uite, ageamă ăștia cu cuie la Slăcioara. Ageamă, nu mă ceamă, popa. Ageamă, duc. O stârnicos, când noi ne-am dus până la ocolul sâlbii, acolo la pod la Suva, păștrești, din Moldova, aia este podul Suvii, mai în coadă. Da, da, da. Zici, o să venit poliția, ne-a întors înapoi. Băi, oameni, băi, crezi degeaba, n-am dus nicăieri. Nu l-am dus nicăieri. Zic că e acasă. Și atunci el să-i dau bani la popa, ăsta în groapea, de așa se fac. Ne-am dat cu oameni de țară la noi și pe vieți, o să dau și vă, zic, ce poți și du la acolo, la groapă și până acasă la Slăgioara. O vine popa. Și eu am fost doi în piață și așa pe nouă, că o să zică, du-te tu, că e popa tău așa la duci și ți-a cheamă să îngroapie. Pe tata ăsta, că tot îi pe nou cu el și s-a dus, n-a vrut popa. A zis, nu, până nu vine stăpânul căs acolo, minciți-mă cu ei, noi nu... Păi și nu vin, Doamne ferește, tu ești stăpân la casa ta, ei stau cu moșnea, ei stăpâni acolo. Și facă cu noi, ca, cu mine, ca și celălalt. Știi? A venit cu o zică, tu, uite, popa ăsta nu vrea cu nici să mă bage în seamă pe mine. Ține cu voi, să duc cu vecii să-ți grească. Duce, el
Dusase eu, doar atunci nu era ca amu, uiteam că se gine, faci comandă și-ți faci, dă-te. Atunci am luat un hal de făină și-am copt. Da, facem de cuptor. La casă, cuptor, deși nu era ca amu așa. Și s-a dus, am trebuit, duce tu, dar și ia făină, o cosică, și vinci să duce după, duce la popă grească ea. S-a dus, o vezi. Ei, bage mincință, ce e pățit? Zic că a murit socul meu. Și am murit și vrei. Vrei, mă vrei pe mine? Mi-a zis, bine, dacă vrei să veniți, zice, veniți. Da, nu. Ei, dacă vrei să ne chem, bine. Bine. Și tu ce înainte că bine. S-a dus, a venit acasă. Mincință a venit. Zice, ia oameni și ia eu, unealte și vină. Și au venit micița ca și-au luat oameni și-au dus așa, le-au venit și el. Vine, mă găsește, eu eram acolo. Mama și-a era cu un ciorupt, era pe pat, el era mort. N-a cazuri am avut, cum pot să fie atât acolo. Și zice, dar cum, unde-i spovedim moșul? Zic că noi am adus preoți la Sărăcioara, părinții, că noi ținem pe vieci. Omul ăsta pe vieci o ținut și noi am văzut că asta alege bună, asta am ținut-o. N-are nimica. O zis, n-are nimica. Ba, are, dar nu m-am mai sfădit cu el. Și zice, da, și am adus de acolo, aia, dacă ați adus, e bun, e bun. E bun. Păi de acolo, zic că o vine părintele Gerasim, copilul împărtășit, dar e bun. Dar eu v-am științat, era bine. Deci eu sâmbătă la îngrop, că duminică m-am pac clopă la București, eu trebuia să duc clopă la biserică. Și l-am îngropat sâmbătă, am cop toată noaptea și aia, pentru că nu se pășea așa mult ceva de mult. Dar tot dădeai un colac de mână și pășeai o masă de la toți oameni care l-au dus, am făcut praznic. Și l-am îngropat și ne-am dus iar la Sărăcioara, a dus mortul aici și i-a zis duc la Sărăcioara. Cine a zis? Oamenii ăștia. Ai văzut că iară trișează, nu ne-am mai dus cu panașit, am dus pe tata acolo și panașit și-o trebuie la Sărăcioara. Da, da. Și da. Și vrei eu așa, uite, dacă ar face tăți așa, sfătuiți, e acolo, îmi sfătuiți tăți să facă cu noi. Dar zic că ei cum fac în Bajorul? O lua prioță și ai văzut cum îi bătea pe drum și zic că i-a dus la pușcărie, un om mic a fost mai tânăr și l-a iertat pe așa, așa, bătrânul a murit în pușcăria, popă, poaptă bună, popa, Iordăcescu. Da. Eu nu-mi fac o poaptă bună. Și, da, dumneata, să-ți pui pe popa să ducă copilul la groapă și nu-i dai nica. Apoi, de ce nu lasă aducem preotul nostru? Păi da, eu aducem preotul... Eu aduceam, noi vine preotul nostru și n-aveam treabă cu el să-l port pe drum. Păi da. Dacă el nu a vrut și-o vrea așa, păi așa-i arătăm cum, că noi suntem celeași. Mai tare m-am mai întărit Sfântul Grigiari, că ne tremuram ca barba că ne ia la pușcării. Că nu i-am plătit la popă și la dascări. Dar încolo gloapa am plătit-o cu sapat, cloptică le-o tras, tăi și lornica. Au stat în biserică și iau noi. Și așa am făcut. Nu m-a spus, i-a spus la preotul nostru, așa a făcut, nu are nică. Eu știu și un metraj în cea lume. Un preot ne-a spus acolo, nu ce poți rege, du-te acasă, fă-i un colac și fă ce trebuie și du-i la popa și-i plătești. Așa m-a supărat și atunci, pentru că m-am gândit că am făcut păcat mare. Să mă aduc, parcă nu-mi dă mâna, să mă aduc, de ce scade eu la el, cum mă rog. Nu, pentru că ei nu. Da, păi, eu știu cum aș era Dumnezeu, nu știu. Și așa, și așa nu era din. Greutăți am dus în timpul și era, cu biserica cât eu au fost că n-am făcut-o. Băi, e bine cum ne-a luat ceatră atâta, care omul ne-a avea încărăt cu cașul, e mult, toți oameni. Care a ceatră și-a venit popa ăsta Sava, care am ieșit amul aici. Dar el era, nu era Iordăcescu. Sava era, că n-am făcut biserica noastră. Păi nu, dar ăi, e Sava. Sava. Și a dus un preot din Bârâinul Ionii și a spus la biserică, nu la oameni, când o duc să faci biserică, de ce nu vă potrigeți la pop cecul? Că a făcut o copțilie, mi-a mai ca Domnul acolo la mănăstire, s-o gala eu. Să nu dați bani să facă biserică. Da,
Dacă o zis că fac copii, își plății. În sat. Mă rog, era unul de la noi, unul de la mine, în Pârlai, dacă știți. Am auzit, da. Știu. Și apoi, cred că era neam cu neata orice era. Cine? Veniamin. Veniamin, așa la, de Pârlai, Catrin. Nu neam cu mine. Dar cum de venea pe acolo? Era prieten, era prieten cu Vasile. Era prieten cu Ucinu Vasile. Da. Și Ucinu Vasile, că fata ei, a făcut un copil de fată și a spus cu preotul de la Sfântioană. Și a uite și a stârnit în biserică. Tot preotul sau mă. Da. Eu, ca să oamenii să nu se ducă. Da. Și pe urmă punea, când vine cu ajunul, oamenii se ieșea în eu, ieșea la biserică și aștepta preoții care îmi luau cu ajunul numai noaptea, doar ziua îi păzea poliția. Aha. Trebuie să vii noaptea. La spovedie vineau ziua, dar stăteau la casă și nu știa nimeni unii. Ne spovedim noi și cine. Da, știu. Dar când îmi luat cojunul, punea popa Iordăciescu, era Iordăciescu și în atunci. Nu știu, cred că. Dar când l-a pus pe vicinul Vasile de la... Da, el era. Nu era Sava ăsta. Și îi păzea ca să aducă poliția și să dea telefon la popa și popa dădea la poliție. Vieți ai preoță noștri. Papi, las că i-au făcut cata. L-au bătut pe vicinul Vasile, nu l-au bătut. Nu l-au bătut. De la omul, ei au fost pe lumea asta. Au fost pălimari și era și eu de pe el și l-au nepăstuit și eu l-au bani. El nici nu s-a gândit să iei bani. Și au zis că tu să-l pui să jure. Zici, tu ești un hoț miativ, tu știi și jurământ? Da. El că era bolnav la cap, a fost bolnav cu placă. Și l-au pus pe el. Dar s-a ieșit de biserică. Dar se spune povestea altfel. L-au pus pe el să păzească preoțul nostru pe vechi. Da. Cu cine era? Mai era cu un om, nu? Nu mai țin minte cine era. Mai era unul, dar eu fost doi. Și cum trebuia să stea noaptea să-i păzească? Da, să stea și păzească. Da. Unii a vedea, dea-i telefon la popa și popa la poliție. Și vinea poliția și-i lua. Da. Așa că și anul ăștia lui Rusu era... El are două mâini la Buda. Așa e lui Rusu. Al lui Rusu și al lui Parabul. Era băiață, urma niște toiași, ori sunt țâca și ea de... Te merge... A, ca să urmărească. Să urmărească. Și au păzut unii zi, și când era preoțul pe acolo, eu sunt țâi pe ăștia și eu luam pe fugă, nu? Da. Și s-o băga la o casă pe nou, da? Dacă nu avea să-i bată așa, îi umurea dacă nu-i înghe. Băiații oamenilor și că acum aș fost băiații în ei. Aha. Că era numai în băliani. Mai încolo. Și apoi avea să dau scapa la un om că altfel îi bătea de rupea pe așa. Ca să nu mai se ducă să spună la popa. Să nu mai spui la nimeni. Lasă că mă arăt eu, și abia de lucru. Noi vă apăzăm popa vostru. Da. Și a scapat la un om și nu i-a mai bătut, că avea să-i bată. Cum intrat la ușă, în caz că o dăteai pe ușă. A, închis ușa, da. O încuiat ușa, nu intri după ea. Și era cu șomea și îi bătea de-a mâine. Îi rupea ca să mă educă de pază niciodată. Apoi păzeam, care era un kilometru mai încolo, ducea și mergea alți oameni. Oamenii la noștri, ăștia bătrâni, da. Ei mergea cu preoții ca să nu iei. Da, îi păzea. Da. Și copiii stătea în urmă și pângea. Dacă găsește pe unul care e șpion și vrea să iei, apoi lua la trei parale. Așa umbla. Da. Așa s-a petrecut timpul, uite așa cu pază oamenii noștri îmblaș. Meream cu o kilometru la bar și șa și lant și tot așa până și gădea. Apoi trecea la Sfântioară, trecea și gata. Ca să nu-i mai iai. Amu, vin biserică, vin preu bun. Da. Iar da Dumnezeu și sănătos. Altceva nu știu. O ajuns și preotul Sava, aici din nou, o ajuns la el. Că era preoteasa bolnavă. Era la Târgu Mureș. Și s-a dus la el să plătească. La cine? La Sfântul Vicherii? Nu, la părintele nostru, la ispiteță. La părintele, da, a. Și pe câteva zile a venit preoteasa acasă. Și a zis preotul ăsta pe nou, pe ce-o plătită, ăsta preotul de milioane. Da. Adică el preot, da, dacă și mai dau sări la omul în el și unul covatar, că eu strâns bani pentru biserică, un plat-o caralem, nu? E una. O zic că când va prim pe drum, vă omor cu mașina. Dau peste voi, da, vă omor cu mașina. Da. Îi spunea lui soțul Dumitare, da, nu? Da, și unul covatar și în care erau oameni. Și pe Vasile Moglan, parcă unul,
Așa zicea, mă omor cu mașina, ce? Păi, să nu dați în biserică, o strigat odată, nu dați bani, aș fi vieți, facă biserică, băi așa-l cocoane. Au, când au auzit oameni pe nou, zice, dar cum? Preotul zice așa. A, preotul zicea? Da, popa și pe nou, zice, să nu dea-i dacă vine așa pe vieți, are bani, să nu dea-i bani că băi ai. Da. Eu zic, rău, în biserică. Da, da, da. Că o să nu. Și eu, noi am pândit, băi, eu nu pot. Oamenii, știi, cum au fost așa de împreunat unul cu altul și așa de a iubit unul pe altul, da. Făcut ședință și am plătit noi șetem paraclis în mașii Domnul, tot poporul. Și au plătit și pe la biserici cât era atunci și s-au îmbolnăzit popa Sava. Cât zicea că omoară pe tăți și pe așa. S-au dus la băi, o lăsat pe popa de la Malin Bârsană. Spazați că aici biserica noastră, să nu facă aici pe vieți cumva. S-o rădici, că era turnat Emilia și abia m-au dus a doilea bolhan. O luat un rând și noi am carat altul, tot lumea. Dar cine a luat? Eu venit cu președintele și cu poliția. A, și au confiscat? Da, eu am venit cu mașinile, eu am încarcat și au dus într-o portă la Poiană, degeaba. Să-și bată joc din noi casă, da. Să-și bată joc din noi casă. Material, de la biserică și ca să nu facem biserică. Aha. Da. Și după aceea oamenii au carat din nou altul. Au dus cărănită, au băgat-o pe la căs, tătăși când nu s-a... O ascuns-o? Da. Și într-o noapte s-o zidit biserica, într-o noapte. Apoi au pus maestri pe Mureșeni la humor, vitei da, da. De la humor. Da. Și au mai venit Părintele Ioan de la Bogdănești. Și el era tot maestri și mai avut și el Bogdănești. Și ei o zidit roate și noaptea oamenii da, la mână? Da, au zidit-o până la Pireș, până sus. Tătă noaptea în care a cărănit. Eu am avut un copil de-a copiilor acasă și nu m-am dus, numai omul s-a dus și cu niște nepoți. Și-o carat o căruță, vinea care cum căruța ajungea, din căruță zădea. O tras lumină, zicea, uai, nebunii ăștia, pe vieți, ceas noapte, o zidit o biserică. Părintele noastră nu e acasă, când a venit și face. Se duce și țavă, dimineața duc la Bârsanu, uai, ce-i păză, vine... Deci uite așa, pe vieți, azi noapte azi de biserica, na? Ce făceam de-amu? Dă răspunsul lui Sava, dă telefon, vine el să uită aici, am văzut zidit. Zice, dar ce-ai făcut părinte acolo? Cum, ce-ai păzit? Te-a lăsat paznic, ce-ai păzit? O venit de la voi acasă, o venit și-o văzut, uu, v-a strigat-o contractor, v-a dau tăi jos. Nu mai avut voi, gata. Dorit s-a interesat, aveam unul Vasile Moglan, el îmbla și la București, că a scos acte pentru biserică. Și dacă ridicați în sus chimelii, și de pe chimelii ridicați în sus imediat, și nu vin atunci să o dărâm, nu mi-au voie. Nu mai au voie, da. Gata.